Un băiat de 8 ani a trăit scene de coșmar după ce gardul unui șantier a căzut peste el. Șansa copilului a fost bicicleta cu care mergea și care l-a protejat. Totul s-a întâmplat într-una dintre cele mai aglomerate zone turistice din Brașov. Centrul orașului Brașov, la doi pași de Piața Sfatului. Mii de turiști circulă zilnic pe lângă o clădire de patrimoniu aflată în reabilitare. Aglomerat era și când băiatul de 8 ani se plimba pe acolo cu bicicleta însoțit de tatăl și fratele lui. Ca din senin, a căzut un gard care era aici, între timp a dispărut, a căzut pe băiatul meu cel mic. A început să urle băiatul de sub gard. Ghidonul bicicletei a fost șansa băiatului, s-a ales cu răni ușoare. El a căzut aici, sub ghidonul ăsta, deci mie îmi pare că asta practic l-a salvat. Că altfel nu știu ce s-ar fi întâmplat, că dea tot aia direct pe el așa. Practic asta a făcut acel triunghi al vieții, cum se cheamă, ca la cutremure. Gardul căzut avea o înălțime de aproximativ 2 metri și jumătate, o lungime de aproximativ 15 metri și era fabricat din panouri OSB fixate pe această schelă. A fost înlăturat imediat după incident, însă în imediata apropiere găsim un gard similar, făcut tot din panouri OSB fixate pe schelă și suntem în plin centru turistic al Brașovului. Clădirea este monument de patrimoniu, iar beneficiarul lucrărilor de reabilitare este Primăria Brașov. De la predarea clădirii până la finalizarea lucrărilor și semnarea procesului verbal este responsabilitatea în totalitate a firmei care gestionează lucrurile. Să sperăm că nu vor mai avea, cel puțin în Brașov, o astfel de situație. Reprezentanții antreprenorului general nu au putut fi contactați pentru a comenta circumstanțele incidentului. Poliția și parchetul au deschis un dosar de vătămare corporală din culpă.